Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm. Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm. Prietenul meu ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim. Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim. Prietenul meu ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Colecția. Hei, Toni! Toni, uită-te! Am învățat să fac fluiere! Au! Tina! Tu ce faci? Scot timbrul de pe scrisoarea asta, pentru colecția mea. Ce drăguț! O să încep și eu o colecție. Oare ce să colecționez? Am găsit! O să colecționez pietre deosebite! Uite una și încă una și încă una! Ce culoare interesantă! Ce formă neobișnuită! Wow! Asta e enormă! Piesa centrală din colecția mea! Uite cât de mare s-a făcut colecția mea, Toni! Au! Tina, poate că ar trebui să colectez ceva mai mic. Ai dreptate, Toni! O să colecționez, o să colecționez, o să colecționez pene! Unde sunt toate penele? Ciudat! Și păsările au dispărut undeva. Poate se ascund. Păsărelelor, unde sunteți? Pinguin! Până la urmă și el e o pasăre. Pinguin! Pinguin! Sunt eu, Tina! Oprește-te! Wow! Pinguin, se întâmplă cumva să ai niște pene în plus? Știi tu, pentru că ești o pasăre. Și nu am găsit nicio pasăre în afară de pinguin. Și încearcă tu să iei pene de la el. Da! Colecționează ceva nu așa de rar. Poți să colecționezi chei? Poți să colecționezi orice vrei. Grozav! O să am o colecție de chei cât ai zice pește. Dar Tina, nu viteza e importantă? Of, cheițe, unde sunteți? Oh, am găsit una! De ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Trebuie să mă uit după chei pe lângă case! Una, două, trei, patru! Încă una și voi avea la fel de multe chei precum timbrele lui Toni! Și eu am o cheie! Gata! Trebuie să-i spun lui Toni că l-am ajuns din urmă! Toni! Toni! Am 5 chei în colecția mea! Haide, să-ți arăt! O secundă, Tina! Vreau doar să las scrisoarea asta acasă. Ce? Unde mi-a dispărut cheia? Aia era cheia ta? E în colecția mea! Ușa s-a încuiat! Și cheia? E tot la mine în colecție! Ce încuietoare puternică! Hai să încercăm asta! Sau asta? Nu? Vai de mine! Vai mie! Acum n-am idee ce o să colecționez! Știu eu! Pot să colecționez fluiere! Da! Și așa le pot înapoia vecinilor cheile! Unde am pus-o? Gata! Mulțumesc! Mulțumesc! Tina! Am auzit că acum colecționez fluiere. Uite, ți-am adus unul pentru colecție. Vă mulțumesc din suflet. Încă 6 luni, Toni, și o să te prind din urmă. Îți țin pumnii. Când Tina participă, Toni e cu ea. Tina, Toni. Cântecelul Tinei. Toni, e o
grozav, Tina. Nu, nu e! Nu mai am ce să citesc. Nu-i problemă. Uite, e un vas despre prințesa Fluture. E pentru copii. Dar nu e de groază. Asta trebuie să citești seara. O vreau pe asta. Dar cu monștri extraterestri, nu e cam înspăimântătoare? Ne așteaptă totuși o noapte întreagă. Tony, eu nu mă tem de nimic. Ți-am găsit cartea aici. Poate că doar a căzut acolo. A căzut? Da, cărțile nu încap pe raft. Mersi, Tony, spor la alergat. Tony, ce? Ai mai găsit ceva? O să-ți facem o bibliotecă. Vrei să-ți o fac mai târziu? Nu, nu, iubesc să construiesc. Unde ar trebui să o construim? Uite aici! Nu, aici e mai bine! Îți convine aici? Nu prea știu. Tu ce crezi, Tony? Tony, arăți ca un rege! Mi se pare, Tina, că tu nu ai dormit deloc. Doar vi se pare, maestate? Hai la treabă! Tina și Tony sunt aici! Am deraiat puțin de tot. Așa pare, Tina, ai putea lua un creion să marchezi locul rafturilor. Tina, pare că ai nevoie de somn. Nu, nu am, Tony. De fapt, am dormit destul. Poate-i vrea niște ceai de mentă. Bine, menta e acolo. Aha. Uite, Tina, menta te calmează și face bine. Mersi, Tony, imediat. Stai doar să marchez aici. Tina, tu știi că muzica te ajută să lucrezi? Ia, ascultă! Dormi, maestate! O să lucrez singură! Ce-a fost asta? Tina, ce s-a întâmplat? Scuze, Tony, te-am mințit! Sunt foarte obosită! Atunci fugi la somn! Nu pot! Am visat un monstru extraterestru și mă tem de el foarte tare! Tina, încă n-ai terminat cartea? Monștrii doar arată fioros, dar nu sunt de fapt drăguți. Vrei să o terminăm împreună? Și monstrul i-a dat fetei bomboană. Sfârșit! Noapte bună, Tina! Somn lin! Mâine avem de făcut un dulap. Stai! Dar de ce facem asta? Tina, Tony! Gâdilari înfricoșătoare. Și apoi se aude o voce. Mâna neagră se îndreaptă spre casa ta. Fata se ascunde în dulap în timp ce vocea spune: mâna neagră este acum la ușa ta. Cioc! 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 Oh, nu! Oprește-te, oprește-te! De ce ne spui o poveste atât de groaznică? E ca gâdilatul, înfricoșător, dar amuzant. Distractiv, gâdilat, înfricoșător. Gâdilatul? Înfricoșător?
noastră de nisip arată extraordinar de bine astăzi. Nu se compară cu nimic. Da! Mă gâdilă? Lasă-ne-n pace, fricoșător dragon al gâdilatului. Poți păstra castelele noastre de nisip sau orice vrei tu. Mă gâdilă. Un dragon al gâdilatului. Unu, doi. Unu, doi. Unu, doi. Unu. Hei, oprește-te. Mă gâdilă. Un dragon al gâdilatului. Mă gâdilă! Tina, Tina, ai auzit? Un dragon înfricoșător al gâdilatului e la noi în sat. Și ce idee ai? Cred că trebuie să-l prindem și să-l îmblânzim. Acum stai! Fără respirație de foc. Fără mișcări din coadă. Să-l îmblânzim? Dragonii nu pot fi îmblânziți. Ar țipa atât de tare. Opa sus! Cred că trebuie să ne apropiem cu grijă de dragon. Așa este! Du-te și așteaptă-mă acasă, Tony! O să vin într-o clipă! Între timp o să pun o capcană lângă casa mea. Minunat! Minunat! Acum du-te! Unde-i Tina? Este și Tony. De ce nu a ajuns Tina încă? Sunt dragonul gâdilatului! Wow! Însuși dragonul gâdilatului! Nu te speria, vreau să fim prieteni. Nu te voi răni. Atunci lasă-mă să plec de aici acum, Tony! Tina, tu erai? Tina, ai terorizat tot satul? De ce? Am încercat doar să-i sperii pe fiecare. Tu ai spus că gâdilatul până nu mai poți e amuzant. Am fost gâdilat, sigur. Da, am fost atât de gâdilat încât am distrus toate castelele. M-am speriat atât de tare. Eu am stabilit un nou record pentru alergarea cu bara. Sunt dragonul gâdilatului. Nu mai poți. Nu vreau să sperii oamenii. Acum am înțeles, Tony. Ar trebui să sperii oamenii ușor. Așa cum o fac purcelușii. Dar tot poți uneori să-i gândim. O să te prind. Bine, Tony. Tobele! Am un concert astăzi. Trebuie să exersez la tobe. Mă întâlnesc cu prietenii. Ne vedem mâine. Atunci vin cu tine. Nu o să mai jucăm fotbal astăzi. Ne vom juca cu muzica. Da!
Acasă. Tina, sunt sigură că vei găsi un loc mai bun unde să joci fotbal. Serios. Nu am prieteni care vor să se joace cu mine. Niciun prieten. Hei, Tony, uită-te la săraca plantă! E atât de tristă, draga de ea! Acum trebuie să udăm, Tina! Hai să-i cântăm un cântec, Tony! Am să-ți cânt ceva, ca să te faci mai bine. Tu ești plântuța mea, te rog, cântă cu mine. Cântăm toți împreună și vom cânta și mâine. Melodia a făcut floarea să se simtă mai bine. Bună, iepuraș! Pagoste! Cine? Noi? Este o omidă! Ce vrei să spui? Cum poate o creatură așa drăguță să fie o pacoste? Foarte bine, atunci îți voi spune miracol. Miracol și miracol. Prieteni, prunele mele mango sunt coapte. Vreți să le gustați? Da! Prunele mele mango! Nu! Tu, bestie! Nu te îngrijora, iepuraș! Îți voi cânta o melodie magică și își va reveni! Ce-ai spune dacă ai și dansa pentru ea? A? Da? Mai bine ar fi să o speriem! Cei de lângă tine, trebuie să le explici ce fac rău. Miracol nu mânca așa mult.
Vei exploda! Nu! A dispărut tot! Toată recolta mea! Ce mă voi face acum? Nu mai e nimic! Acum ce face? O plesnește pe Miracol la fund? Dar nu poate face asta! Trebuie să prinzi bestia într-o capcană! Gata! Și dacă se va răni? Dacă iepurașul o prinde, atunci se va răni mai tare. Iepuraș, te simți bine? Morcovii mei frumoși, grădina mea! Ei bine, poți cânta acum, Tina. Nu mai e nimic ce putem face acum. Am să îți cânt ceva ca să te faci mai bine. Tu ești omida mea, te rog cântă cu mine. Cântăm toți împreună și vom cânta și mâine. Totul va merge strună și ne simțim toți bine. Ce s-a întâmplat? S-a îmbolnăvit micuța? A devenit cocon! Mai cântă! Tina! Ia e! Este miracolul meu! Uite cât de minunat e! Și totul datorită cântecului meu! Tina! Poate cântecul tău miraculos să-mi crească grădina? Desigur! Am să-ți cânt ceva, să poți crește mai bine. Tu ești grădina mea, te rog cântă cu mine. Cântă toți împreună și vom cânta și mâine. Totul va merge strună și ne simțim toți bine. Tina, Toni! Excursia! Uite, Tina! Totul ține de cum împachetezi. Trebuie să luăm doar strictul necesar și să lăsăm restul. Ai dreptate, Toni! Asta înseamnă că trebuie să luăm... niște baloane! Mai bine hai să luăm o găleată cu noi, dacă vom găsi niște ciuperci. Și poate fructe de pădure. Așa e, Tina. Hai să luăm două gălețe atunci. Vom culege ciuperci și fructe de pădure. Va fi distractiv. Asta ne va obosi. O să vrem să ne odihnim puțin. Trebuie să luăm patul cu noi. Cum vom căra patul cu noi? Spune, Tina. Nu trebuie să-l cărăm. E pe roți. Îl împingem. Yeah! Ura! Și ne mai trebuie ceva. Ne trebuie o barcă. Poftim? Bine, am luat tot ce ne trebuie? Cred că am adus puțin cam mult. Totul ne va fi util, vei vedea. Să mergem! Cred că trebuie să-l împingem. Tina, să știi, tot cred că nu ar trebui să aducem patul cu noi. Sigur că trebuie, voi înțelege când vom obosi. Sunt deja obosit. Tina? Deja? Doar ce am ieșit din casă. Stai jos, te rog. Haide! Ce să fac eu cu tine acum? Toni! Tina! Stați o clipă! Mulțumesc! Toni și Tina! Pune asta aici și asta aici. Nu-i prea grea? Toni! Stai o secundă! Voi face asta? Cum e acum? Se simte mai strâns puțin, Tina! Bună, Vulpițo! Cum e captura? Aici la mal peștele nu mușcă deloc. Ce bine ar fi fost să am o barcă. O barcă! Mulțumesc, Tina și Toni! Pam, 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 pam,
vrea să luăm balonele astea, Tina? Nu ne trebuie... chiar deloc! Sigur că ne trebuie, Tony! Uite cât de frumoase sunt! Oh, uite! Iepurașii! Bună, Tina și Tony! Ce se petrece aici? E o zi de naștere! Grozav! Dar de ce plânge toată lumea? Pentru că sărbătorita a primit un balon și acum toată lumea vrea unul! Tony! O plăcintă de varză cu lumânări! Ai văzut, Tony? Tot ce am adus ne-a fost de ajutor, spre deosebire de gălețile tale. Ai grijă! Ce e? Ce s-a întâmplat, Tina, Tony? Așteaptă! O ciupercă, înăuntru cu tine. Uite încă una. Și fructe de pădure. Ai văzut, Tony? Până la urmă și gălețile tale au fost de ajutor. Înseamnă că am împachetat bine pentru excursie, Tina. Tina, Tony. Peisajul. Gata! Stai! Cum? Eu sunt? Și ce ar trebui să fie asta? Te tot mișcai pe aici. Și tu? Să știi că tu clipeai. Hei, Tina, să lăsăm portretele. Putem picta în schimb peisaje. Bine, ce sunt astea? Un peisaj, Tina, este natura. De ce trebuie să mergem undeva să desenăm un copac? Pot desena unul fără să-l văd. Mi-l imaginez, ca ăsta, de exemplu. Sau ăsta, sau ăsta. Sau ăsta, sau ăsta, sau ăsta, sau ăsta. Nu, Tina, când desenezi ceva din minte e inventat. Atunci când desenezi ce vezi, este real. Copacii, Tina, nu se mișcă sau clipesc. Stau nemișcați când îi desenezi. Ai înțeles? Dar tu ce copac ai vrea să desenăm? Putem desena un pin sau un arțar sau... un măr! Și cum pictăm acest peisaj al tău? Este foarte simplu. Pictezi ceea ce vezi. Sigur! Prima oară o să vopsești ramurile, apoi vopsești frunzele și sub frunze merele. O, Tina, ce pictezi acolo? Un urs! Ce face el aici? Nimic, se odihnește! Ia uite! Dar de ce ai desenat un urs? Tu mi-ai spus, desenează ceea ce vezi, nu? Și eu văd un urs! Vai! Stai puțin! Desenezi și mașina de înghețată? Cred că nu trebuia să o desenez. Și acum nu mai am ce să desenez. Acum pictează natura, nu pleacă niciodată. Rămâne nemișcată și o poți picta cât vrei. Și sunt și iepuri în natură, ia uite-i! Și sar! De fapt, cad! Împreună cu merele din copac! Ura! Tina, ai reușit să desenezi merele la timp? Da, și acum le șterg. Mai am încă puțin. Nu te uita! Dar nu mă uitam la desen. Tony, cum să desenezi merele în urs? Spune! Ce? Nu desenezi! În peisaje desenezi doar ce vezi afară. Văd iepure afară din nou. Stai, deja este prea mult. Tina, concentrează-te. Și acum ursul din nou. Și înghețata. Dar nu am de ce să desenez înghețata. Dispare imediat. Oh, unde s-a dus pinguinul? Pă,
Ursul chiar e un antrenor bun. A plecat, în sfârșit, grozav. Acum trebuie doar să pictez ultimele detalii. Și... ce se petrece? Ce se petrece? Am terminat. Ia, hai să vedem. Poți să stai liniștit. Nu are nimic dacă desenul tău nu este ca în realitate, Tony. Nu avem nevoie de două desene care arată la fel. Ia te uită. Ce? Unde este mărul? Nu am căput în desen. Uite ce a ieșit. E așa greu să pictezi natura? Este într-o continuă mișcare. Nu uita să te abonezi. Dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi.